Dale banul pe reacție, cum se știe. Suntem în întârziere, dar trebuie să dăm și noi o reacție la sora lui Albert. A scos o melodie. Haideți să vedem cum dă fata asta pe beat, cum e melodia. O ascultăm împreună și ne dăm părerea împreună. Dar nu înainte de a apăsa pe butonul de like și nu să nu uiți niciodată. După ce se termină această reacție, poți să dai și să lași un comentariu. Mulțumesc frumos, foarte frumos din partea ta. Te pupă talebanul. Haide să dăm, să vedem ce zice și ce poate fata asta. Salutare, fraților! Ne-am pregătit de reacție. Haide să dăm drumul cu reacție. Tot timpul pop cola. Mergi, ce să zicem? Filmul tău sunt rolul principal. Te uiți la mine ca la serial. Mă urmărești non-stop pe Instagram. Ți-ai luat panică pe... O dă bine rău! O dă bine rău de tot! A dat-o bine și pe melodia lui frate, melodia lui Albert. Dar aici o dă bine, chiar a început bine, rău de tot. Pe mine ai nevoie de un gram. Vreau să spun să-ți ariei supetos. La asta neadversar sunt cea mai realistă. Gheal, am intrat oficial pe vals. Vrăjit de tot, ați rămas fără idei, bă. Aici am impresia că a furat puțin din... dintr-o melodie care am făcut eu deja reacție la ea. Uitați-vă puțin la Don John și scena asta, nu știu de ce, dar am mai văzut-o deja. Da, bă, mergi, mergi. Nu e rușine să te inspiri de la alții. Îmi place să fiți în centrul atenției. Acolo sunt eu, am pus lacă și chei. Credeți că sunteți liderii mei? Sunt prea fresh, am venit din ele. Te distrug cu flow-ul meu atunci când apeși play. Ia zi, hatere, de cine te mai iei? De cine te mai iei? De cine te mai iei? Se pun în cap când prea mult fumez. Dacă vrei mă... Parcă începutul era mai... Acum deja ușor... Nu știu, începutul... Îmi plăcut foarte mult. Sun și la mine te angajez. Pun prețul pe tine, te vând albanez. Ești fake, 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 cine te crede? Dau la o parte mai ușor decât clipesc. Eu sunt prea sus, tu nici nu te mai vezi. Apar în preajmă, încep să ofteze. Ar trebui să nu te mai droghezi. Am luat-o... Mie îmi place cum cântă fata asta, dar... Am auzit-o cântând în clipul lui frate, s-o? Începutul din melodia asta. Și aveam impresia, pur și simplu, wow! Wow! Acum deja ușor, ușor, dar... Fără supărare, am impresia că după un minut din melodie începi să te plictisești. Ceva de genul ăla. Vedem. Și m-am uns cu el, nu te lua cu mine. Că sunt alt nivel, nu sunt ca tine. Sunt pe mâna mea, scorpion din zodiu. O să vezi pe pielea ta. Fata e bună ca o cadea. Tu dai cu hate, poți să suși din ea. Eu sunt fata lui Willy Wonka. Mereu în gura ta, blowjob. It's Bethial on the beat, Bethial on the beat. It's Bethial on the beat, Bethial on the beat. It's Bethial on the beat, Bethial on the beat. It's Bethial on the beat, Bethial on the beat. În sfârșit, cel puțin schimbă puțin melodia aici. E nimic. Dacă cânti așa de mult pe același stil, fără să schimbi nimic, vrei nu vrei, în 2021 ți se plictisește pur și simplu urechea. Se plictisește să asculte și să audă tot timpul același ritm, același flow.
Ochiuleț bling 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 ca un diamant. Eu sunt fata cu corpul tatuat de hater proști. Clar m-am săturat, am venit să vă cald direct pe cap. Astea cu mine se compară. Dacă vreau le dau vocal la țigară. Albert, stilul feminil, aceleași rime, aceleași stil, aceleași... Frumos, n-am ce să zic. Mie îmi place mai mult cum cântă ea decât cum cântă frate, s-o, dar mă așteptam mult mai mult de la ea, că eu am părerea mea, poate mult, 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 mult mai mult. Și cum v-am zis, nu există foarte multe fete pe scena trap rap în România care ar putea să facă așa ceva. Le arle sting de invidie să moară fă. Atât de proaste au nevoie de o palmă. De ce ești invidios? Când ai cu hate să știe mani un miros. De la distanță ești. Aici dă-i mă ia-n melodie mă, cu răutatea asta care o ai. Ai făcut pam pam și pe aia iar începe. Da, pam pam pula să rup și să dau și să dau și să fac. Vrei să faci o melodie care să pari rea, o melodie de gangsta și cânti tot timpul cu să-ți dau să... și să-ți fac și să te rup. Ascultă-mă bine. Nu. Răutate pe melodia asta, mă. Bă, răutate, mă. Să-mi bag și te rup și te sting și te vând și te rup. Foarte scârbos. Când vorbesc eu, dă-te pe silențios. N-am avut niciodată. Eu sunt cari gros, dar varianta fată. Fraților, gusturile nu se discută. Poate să vă placă sau poate să nu vă placă această melodie. Mie îmi place. Dar mă așteptam mult mai mult de la ea. Am auzit-o când a cântat pe melodia lui Frateso și acolo chiar mi-a rupt. Mie chiar mi-a plăcut. Chiar mi-a plăcut. Și începutul din melodia asta era frumos. La jumatea melodiei, părerea mea, s-a pierdut. Băga mea și pula. S-a pierdut. Bă, începuși. Pam, pam, pam. Bă, la jumătate de melodie, iară trebuia să dai mă în melodia asta. Să mor dacă nu rupea cu melodia asta. Că stilul are. Fața aia de îmi te sparg o are. Flow-ul are, are tot ce vrea. Păi ăștia care i-a scris melodia, mă. Scrieți eu, mă, pe stilul ei, mă, că te dau și te rup. Mie îmi pare rău. Că fata asta și melodia asta putea să fie mult, mult, mult mai șmecher. Mult mai șmecher. Și îmi pare rău că vedeți și voi. Nu are vizualizări multe. Și a fost pusă pe un canal care... e super urmărit. Un motiv o fi. Mie îmi pare rău să zic, dar melodia asta, dacă o puneau pe un canal mic, n-ajungea la 10.000 de vizualizări. N-ajungea niciodată. Îmi pare rău să vă zic. Și e păcat că fata asta are potențial. Fata asta știe să dea. Melodia la început era chiar super șmecheră. Chiar frumos, stil, îmi place. Uite, videoclipul îmi place mult mai mult de cum l-a făcut ea decât cum l-a făcut frate-sul. Fraților, mă enervai. Mă enervai că mă așteptam mult de tot din melodia asta. Chiar mă așteptam să rupă. Și știu că poate să rupă. Fraților, vă pupă talebanul. Nu uitați să lăsați și voi un like, un comentariu. O abonare dacă sunteți noi. Vă iubește talebanul.